este mult până când temperaturile scăzute se vor face simțite și la Constanța. Pentru a nu simți brusc această trecere de la un sezon la altul, îngrijitorii de la microrezervație au început deja pregătirile pentru ca zebrele sau păsările exotice să nu ducă lipsă de nimic. Totodată, în hrana necuvântătoarelor vor fi introduse și vitamine, asta pentru a le întări sistemul imunitar. În locuințele chiriașilor de la microrezervație s-au făcut și câteva schimbări. Ne-am pregătit cu niște condiții de hrănire mai bune, respectiv am făcut niște mici depozite în fiecare amplasament, că dacă ne mai prinde iarna asta zăpada ca anul trecut, să nu ne mai chinuim așa cum ne-am chinuit să le ducem de mâncare prin nămeți. De asemenea, am încercat să găsim soluții și vom găsi soluții pentru a ne putea moderniza sistemul de alimentare cu apă, ca să aibă fiecare animal apă la locul respectiv. Și în felul acesta să ne putem asigura o ușurință de administrare a apei în sezonul rece, sezonul care îngheață. Cu toate acestea, animalele ce provin din țări cu o climă diferită de a noastră s-au obișnuit cu temperaturile locale, pentru ele trecerea de la sezonul cald la cel rece nu mai reprezintă o problemă. Ne gândim foarte mult la bunăstarea lor, ele să nu suferă sub niciun fel de răcirea vremii. În general, ele se bucură de anotimpul mai rece, deja se simte, se vede. Marea majoritate a lor se simt mai bine, mănâncă mai bine și sunt mai vioaie, mai active. Până când frigul își va intra în drepturi, viețuitoarele din microrezervația din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii se pot bucura de câteva zile cu soare.